Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rod. Am să vă fac astăzi o etalare în trei variante cu cărțile de tarot pentru a vedea care sunt surprizele în acest weekend pentru profesie, pentru relații, pentru bani, sănătate. Și vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante cu pachetele de cărți. Primul pachet este pachetul egiptean, al doilea este pachetul destinului și al treilea este tarotul de aur, tarotul Visconti. Așadar, alegeți-vă una dintre cele trei variante, unul dintre cele trei pachete cu care voi rezonați, care considerați că vă poate da răspuns la întrebarea care sunt surprizele acestui weekend. Și pentru început voi face etalarea pentru prima variantă, varianta cu tarotul egiptean, așadar, pentru cei care v-ați ales această variantă. Să vedem ce surpriză. Cinciul de spade, oarecare prudență în ceea ce faceți, în decizii. Poate e bine să faceți o strategie, să fiți prudenți în alegerile voastre, faceți-vă vise, strategii, reflectați înainte de a acționa, nu vă grăbiți să acționați, să luați decizii. Să vedem așadar ce se întâmplă, ce veți avea, va trebui poate să aveți mai multă răbdare și înțelepciune. Să vedem care sunt surprizele acestui weekend. Poate o nouă dragoste, o dificultate de a alege. Aveți nevoie, aveți, poate trebuie să faceți, să luați o decizie, să faceți o alegere, să vă decideți încotro vă luați sau cu cine plecați la drum, să zicem așa. Și să vedem surprizele. Ok. Profesional, poate vă odihniți, unii poate nu lucrați, sunteți în concediu, stați acasă, vă relaxați, vă întâlniți poate cu persoana iubită sau aveți o stare de o situație în care vă veți relaxa, vă veți împăca bine cu colegii, cu cei cu care colaborați în acest weekend, cu cei care munciți acasă sau la servici, veți găsi înțelegere, compasiune, poate că vă veți avea și dorința aceasta de a vă odihni, de a sta deoparte, de a reflecta, pentru că am zis și din tăiere că sărise acea carte care îmi vorbea de o strategie, de o reflecție, să nu acționați impulsiv, ci mai degrabă să aveți răbdare, înțelepciune, să așteptați, pentru că să vă relaxați, să încercați să vă odihniți mai mult. Poate pe unii dintre voi sunteți preocupați de de niște situații. Unii poate va fi nevoie poate să vă va și sacrifica, să faceți și niște sacrificii. Trebuie să aveți poate să profitați de moment, să încercați să, de momentele libere, spre exemplu, da, să vă odihniți mai mult, pentru că acest lucru vă ajută. Din punct de vedere profesional, de surpriza la voi poate să fie o compasiune, cineva care vă poate ajuta, vă poate proteja, sau sunteți protejați, veți fi surprinși de protecția pe care o aveți. Poate aveți protecție divină, poate aveți protecție de la colegi, de la șefi. Dintr-un moment în altul ceva se poate îmbunătăți la voi, da? Sau pe neașteptate poate să apară și situația în care va trebui să sacrificați ceva, să vă sacrificați din timpul vostru liber pentru a ajuta pe cineva, poate și acest lucru. Pentru surprizele pentru relație aici îmi pare că apar niște vești, poate noi șanse, noi cunoștințe, veți avea mai bună o inspirație, veți fi inspirat să faceți ceva sau vă veți ocupa de niște hobby-uri. Pentru voi contează foarte mult acest lucru sau veți fi invitați undeva, poate pe neașteptate apar niște vești pozitive în orice caz, o îmbunătățire a unei situații. Din punctul de vedere al banilor și aici vă vin bani, deci aveți surprizele voastre sunt banii, niște câștiguri, niște oportunități de câștiguri, o stare de materială mai bună poate, o bunăstare. Pot apărea poate chiar și niște cheltuieli legate de sănătate, da? Poate și acest lucru. Pentru sănătate și aici vă veți găsi echilibru, veți reuși să vă echilibrați, veți reuși să vă găsiți echilibru între ceea ce faceți, între odihnă, între muncă. Deci, din punct de vedere fizic, psihic, veți fi într-o stare de echilibru, de armonie, de
Veți avea multă energie pozitivă astăzi, de altfel, emoțiile joacă un rol important pentru voi, dar ca și acțiunile, beneficiile materiale și spirituale. Cam asta este pentru prima variantă, de surprize foarte plăcute. Și haideți să vedem și pentru cei care v-ați ales varianta a doua, ce surprize veți avea astăzi, în weekend. Deci începem cu astăzi, vineri, sâmbătă și duminică. În care sunt surprizele voastre pentru profesie, pentru relații, dragoste, bani, sănătate. Dragoste și la voi, poate un păcar, o întâlnire, o nouă dragoste, cineva își poate arăta dragostea față de voi, poate să fie vorba și de o refacere a unei relații în păcare. Vedem. Da, profesional pentru unii apar vești pozitive, poate chiar noutăți de un nou loc de muncă, o propunere sau sunteți acceptați la un interviu, sunteți acceptați la un nou loc de muncă, aveți ceva noutăți. Deci profesional aici apar noutăți. Vă caută poate și cineva. Relațional aici mi apare că la fel veți avea surprizele voastre, este un noroc, o se întoarce în favoarea voastră o situație sau pe neașteptate vă puteți îndrăgosti, puteți cunoaște pe cineva sau vă puteți reface relația. Veți putea avea noroc în relațiile cu cei cu care veți comunica în acest weekend. Niște oportunități pentru care va trebui poate și să luați niște decizii foarte rapid. Poate surpriza voastră va fi că va trebui să luați o decizie foarte rapid. Apar niște oportunități în orice caz noi. Pe neașteptate, cu bani aici mi apare că poate va trebui să vă protejați, sunteți poate neliniștiți legat de niște bani, de niște câștiguri. Apar niște rezultate, poate, da, deci va trebui poate să încercați să găsiți adevărul, pot apărea niște secrete, posibil să aveți de-a face și cu lumea ocultă, cineva să încerce cumva să vă creeze niște neplăceri, va trebui cumva să vă faceți o protecție, să vă curățați energiile. Surpriza voastră poate să fie sănătatea, poate o nouă șansă de a rămâne însărcinată, poate, sau să vă reface sănătatea, veți avea mai mult entuziasm, mai multă energie pozitivă sau niște rezultate pozitive legate de sănătate. În orice caz apar vești pozitive, deci o zi, un weekend foarte bun, cu multe surprize plăcute pentru voi în weekend. Și să vedem și la a treia variantă, varianta cu tarotul de aur, tarotul Visconti, care vor fi surprizele acestui weekend pentru profesie, pentru relații, pentru bani, câștiguri, pentru sănătate. Oh, succes, o reușită, sufletul, întâlnire cu sufletul pereche, poate, veți avea o întâlnire amoroasă sau veți cunoaște sufletul pereche, să vedem. O vacanță poate să fie, mai multă înțelegere și armonie cu familia, poate chiar o momente de relaxare cu cei cu care voi vă înțelegeți bine. Profesional aici un bărbat joacă un rol important, un rege de bâte, poate primiți vești din partea persoanei iubite, din partea soțului, partenerului, șefului, aici un bărbat joacă un rol important sau va trebui să apelați poate la autoritatea statului într-o situație legată de muncă. Pentru relația aici puteți fi dezamăgiți, cineva poate nu e sincer sau sunteți într-o stare de deprimare, poate să nu aveți un regret, ceva nu funcționează cum vreți voi, trebuie să fiți mai prudenți, poate va trebui și voi să gândiți pozitiv, să vă schimbați puțin optica, să vă faceți vise, să aveți mai multă încredere în voi. Cu banii aici un tânăr joacă un rol important, dar atenție că să nu fiți mințite, înșelate. Aici mi apare cineva minte, înșeală, mi-a apărut și răsturnată cartea. Deci este cineva care face niște înșelătorii aici. Atenție să nu fiți mințiți, înșelați. Deci în situațiile noi nu aveți încredere. Totuși, surpriza voastră pentru sănătate poate să fie vorba de tot un tânăr.
poate să fie vorba de cineva care poate vă spionează, poate că aveți parte și de cineva care vă spionează. Deci aici e posibil ca voi să aveți niște neplăceri, vorba de relații aici, relații și are legătură poate și cu munca și cu banii. Da? Și toate acestea, că aici mi apar mulți bărbați, poate sunteți hărțuiți, hărțuite, aveți niște dezamăgiri, puteți fi răniți, furați, da? Poate va trebui să apelați și la cineva din cu funcția, la cineva, instituția statului, poate. Cam asta e ce văd la a treia variantă. Deci nu e un chem foarte rău. Știi, bărbații joacă un rol important aici, din către care unul sigur nu este de încredere. Aici mi apare o situație de înșelătorie sau poate are legătură cu dragostea, să nu fiți prea emotiv, să nu fiți prea îngăduitor, pentru că ați putea fi dezamăgit și cineva să profite de bunătatea voastră, spre exemplu. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că veți avea reușite în acest weekend. Rețineți că sunt detalii generale, de surprizele pot fi sau nu, mai mult sau mai puțin, așa cum au le-au văzut cărțile. Acestea sunt energiile pe care le transmit cărțile în acest moment. Eu sper că să aveți un weekend așadar reușit, așa cum vi-l doriți voi. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube, Crista Roth, și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!